satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mea ta pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci 2800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândesc să-i cer dolul de acolo. Știi că nu mă suport. Nu te iubește, dar de suportat te suportă. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de prezut. Sper că nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine putea fi o afacere. Îmi găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. 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 În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o șansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Tu i-ai spus că am plecat să caut o comoară? Păi și dacă nu găsesc? Este, domnule. Este. Te rog eu frumos, numai scăna orice sârmă, că mă doare capul. De joacă, că de musă să le declarați că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, nu înțelegi? Nu, nu. Putești, mă, că-ți dau un adresat unde de pești ăsta. Ce zici, mă, că faci tu? Hei! Ce comoara? Asta e. Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? Nu-i faceva? Cunosc eu un hoț aici. Ăla o rezolvă în 2-3 minute. Nu te mă, că se duce din la poliție. Nu mai durează mult. Îmi pare rău că am întârziat. Te iert.